Încă o biserică din subordinea Mitropoliei Moldovei a decis să se alăture Mitropoliei Basarabiei. Este vorba despre lăcașul acoperământul Maicii Domnului din satul Ghidighici. Anunțul a fost făcut de parohul bisericii Maxim Melinti. Acesta le-a dat vestea enoriașilor în timpul serviciului divin oficiat duminică. Церковь села Гидигич, построенная в 1833 году с 1918 по 1940, а также в последующие военные годы, была под покровительством Бессарабской митрополии. По словам священника Максима Меленти, храм не перешел, а вернулся в лоно Бессарабской патриархии, а также решение было принято совместно с прихожанами путем голосования. Меленти де адерари, но ему вот адунари комунитец. Лакаре луме авотат. Биневол. Au votat pentru aderare la Biserica Ortodoxă Română. Cu un vot majoritar, 99,9% au votat pentru aderare la Mitropolia Basarabiei. Potrivit lui Melinti, enoriașii au solicitat trecerea în subordinea Mitropoliei Basarabiei încă după destrămarea URSS. Nu este decizia mea personală, este decizia și solicitarea comunității care de-a lungul anilor au exprimat dorință de a reveni la Biserica Mamă, de a reveni la origini istorice, spirituale și culturale. Preotul susține că decizia nu are nicio tangență cu politica și nici cu războiul din Ucraina. Deci nu e vorba că noi trecem la altă, noi nu facem migrații, noi revenim, noi revenim acasă, noi revenim în familia noastră, alături de frații noștri. Această decizie nu are nicio legătură nici cu politică, nici cu ultimele evenimente. Este decizie fermă, este decizie binevolă a comunității noastre. Locuitorii satului Ghidighici salută decizia și spun că nu-și mai doresc să aibă vreo legătură cu Patriarhia Rusă. Îmi pare bine că s-a aderat la stă la Biserica Basarabiei, pentru că mitropolitul Vladimir, el ține cu Rusia. De mult socotem că trebuie să fim cu România, nu cu Chirilă de la Moscova. Corect că trebuie la Basarabie, că cu rușii de-am terminat-o. Lumea a spus că vrea, doresc la Basarabie. Mitropolia Moldovei a publicat pe site-ul său un comunicat în care anunță că preotul Maxim Melinti, paroh al Bisericii Acoperământul Maicii Domnului din satul Ghidighici, dar și un alt preot al bisericii din localitate, Vasile Manica, alături de alți patru preoți de la Biserica Sfântul Nicolae din capitală, care săptămâna trecută au anunțat că trec la Mitropolia Basarabiei, sunt eliberați din funcție și opriți de a oficia cele sfinte din data de 11 decembrie 2023. O decizie definitivă cu privire la acțiunile anticanonice întreprinse de acești clerici va fi adoptată de către Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, marcând astfel un angajament al Bisericii de a păstra integritatea și disciplina canonică, se precizează în comunicatul Mitropoliei. Premierul Dorin Recean a menționat anterior în cadrul unei emisiuni TV că guvernul nu se amestecă în treburile bisericești, dar pentru Moldova este important să construiască aici Europa și acest lucru vizează inclusiv biserica. Pentru noi, ca și societate, este important ca toți cetățenii Republicii Moldova să participe la efortul nostru de integrare europeană, de construirea a Uniunii Europene la noi aici acasă. De la declanșarea războiului din Ucraina, peste 60 de preoți ai Mitropoliei Moldovei au trecut la Mitropolia Basarabiei.